Uitați aici ce groapă am săpat. Asta zice că s-a găsit urcica. Ia să arăt cât de adânc e. Uitați. Cât asta. 22. 30 de centimetri. Iată. 30 de centimetri. Iată cât pământ am scos. Și pentru ce? Dai unde am pus-o. Iată. Pentru ce? Pentru sârma asta. Mama e de sârmă. Și chestia este că era băgat aici la 8 cm. Aici. La 8 cm era băgat acolo. Am săpat până m-am dus cu bobina mai jos și am văzut că semnalul vine de sus. Deci eu m-am tot dus în jos. Zic, mă, zic, o fi ceva adânc, ceva antic și de demult. Când colosul, el cam la 8 cm era băgat acolo, în malul de pământ. Da. Și sap, cred că de 20 de minute tot sap, dacă nu mai mult. Da. Asta așa, ca să vă arăt, să știți și voi că pot să fi bine. N-am vrut să fac groapa mai mare, că puteam să o fac. Dar nu-mi place, mie îmi place să-l fac așa micuțe, ca să nu-i necăjesc pe ciobanii cu oile. Până la primăvară. Da, spuneți și voi. Dita-i groapa pentru o sârmă ghimpată din primul sau al doilea război mondial. Zice și voi. Spune și voi. Cred că din primul, că e prea frumos făcută. Dita-i groapa. Uite așa, dai peste un lucru din asta și ți-ai pierdut și timpul și puterea de săpat. No, bun, hai să continuăm, vei, cu gunoaiele mele. Băieți, gata, pot să mă lau și eu. Uitați, ce am găsit, vei, băi, băieți, vei, vă arăt și eu cum ar, fiți atenți, fiți atenți. La suprafață, aproape la suprafață, cu lopețica asta am scurmat după ea, să nu distrug contextul. Fii atent, este un inel antic și de demult, mă. Un inel din ele. Fiți atenți, mă. Asta e inelul domniței Raul. Stai că voi nu vedeți, mă. Asta e inelul domniței Raul, mă. Fii atent, mă. Ia uitați, mă, și vă minunați, mă. Deci un pic l-am zgâriat aici, o să-i arheologic, am vrut să văd dacă e din aur. Dar uite, mă, că e din aur, vedeți? Asta e antic, mă, și de demult, uite. Aici are și în binarea, mă. Ia, e din ăla. Din ăla. Din oțel dacic, mă. Călit, fii atent, din oțel dacic, călit, fii. Îi lipsește cheia. Aici trebuie să o usucă la aer. Da, că l-am văzut în pământ, că a ieșit. Zic, mă, și l-am văzut așa. Zic, asta e inelul Gagica lui Decebalus. Da. Ia, ce fain. Poate îmi zice și mie ăla. E un prostănac acolo pe arheologi amatori. I-a zis la un... E de să-și taie unghiile. Că taieți naibii unghiile. Ăla șmecher a luat un flex, a ținut în mână un șurub și e polizat șurubul. Și că vezi, na, gata, da, am făcut ce ai zis. Numai dobitos sunt acolo, pe ăla, pe arheologia amatoare. Nu toți, dar mulți sunt dobitoci. Ne simțiți de ea, needucați. Da. Ce-i cu unghia omului? Păi trebuie ca să curețe artefactele, mă, când le duce la muzeu să le duc, că curățat, mă, fraierii naibii. Da, deci vedeți, ăsta e, da, Decebalus, da, rege celților, Decebalus. No. Hai ca să, am mai glumit un pic, am mai râs. Ia să continuăm la fiarele mele vechi. M-am bucurat și eu că am găsit un inel antic și de demult. Ați o să găsiți voi, mă. Mă mut în Oltenia și eu. Domnul Paul, ia vedeți, eu vreau o casă pe acolo ieftină, una așa mai de pomană. Îi dau un detector, dau detector contra casă în județul Olt. Ca să găsesc și eu, mă, comor. Na, bun, hai că se dau bătaie, mă, că...
Ceața asta nu se duce. Nu se duce. Tot așa. Tot ceață. Cât cuprinde. Asta e ziua. Da? Bine că nu-i ger. Ora 12. Uitați ce ceață. Ora 12 în loc să se ridice ceața, se lasă. Nu se mai vede nimic în jur. Nu a ceață. A venit așa ca o pâclă. Deci când filmul ăla, foc, ceața, ăla japonez, când ieșeau monștri din pădure, deci aici lângă mine e pădurice. Păi parcă se aude ceva. Fiți atenți, ascultați. Ce poate să fie? Băi, mie frică. Ia, alt zgomot, ia. Fiți atenți acolo. Ia. Mai bine las detectorul și rucsacul și eu la fugă. Plec, nu mai stau. Deci e pericol. Ceața asta a dus ceva monștri. Și noroi pe detector. Și pe lopată și pe peste tot. Și ud pe bocanci. Na, hai să dăm bătaie până nu mă mănâncă monștri din ceață. Ia uitați ce groapă. Până aici, ia să vedem cam. 8 și cu 16. 18 cm. Pentru o monedă am și am găsit și eu o monedă. Aici e stema Moldovei, Țării Românești și Transilvaniei. Berbeți cu motoretele. Pleacă băiatul cu motoreta. E tractorul, soarele, arătura. Acum pământul nostru, jumătate din pământul nostru s-a ales străinilor. Pădurile la fel. Am ajuns în curugole. Mai rău ca africanii. Asta este, bebeți. Asta e România, aici ne-au adus cei care ne conduc de capul nostru. Da, ia să vedeți cum încearcă ceața să se risipească. Se vede dealul din depărtare, dar foarte puțin. Hai să vedem un pic pădurice. Acolo e ceața deasă și în rest soarele pe acolo. Hai, acolo. E soare. Mi-a ajuns și mie. Ia să vedem cât e ceasul. Mai 14:39. 2:40. Deci până la 2:40. De la 9. 5 ore jumate. 5 ore jumate. 5 ore jumate și am găsit o mână de rahaturi de fiară vechi. Hai că vi le filmez acum să le scot,
se topește, se topește bruma aia, chiciuna aia ce a fost și se transformă în apă, totul ud. Și eu sud, aia de fundul meu. Și pentru ce vezi niște fiare vechi. Dar nu, m-a făcut curios domnul Paul Durca. Zic, mă, zic, poate am și eu astăzi noroc să găsesc o comoară, un tezaur. Rahat, aici la noi, ciobani, poți de lemne și cu războaie. Dar uite că nu găsesc nimica din război, nici măcar un tub. De am zis că sigur aici au fost cei în discriminare și au scos tuburi, au scos... Deci, ce a fost așa mai interesant, l-a scos. A rămas fiară vechi. Deci ce avem noi aici? 21 de sârme numărate. Deci 21 de gropi. Ca să văd și câte gropi am făcut. Deci vreau să fac așa un inventar, să vă dați și voi seama ce poți să găsești într-o zi de detecție, 5 ore. 3 sârme ghimpate. Deci 21, 24 de gropi. Încă 7 fragmente de doză de bere. Deci avem 24, 7, 31 de gropi. Deci 31 și cu încă una, 32 de gropi. Ăsta, nu știu ce poate să fie, mă gândesc, de la patul de pușcă, să-i fost acolo la patul de pușcă, după mărime, cam așa. Deci 32 de gropi. Două cuie, 34 de gropi. Și cu 6 cuie de potcoave, 40 de gropi săpate. Și cu 2 potcoave de bou, 42 de gropi săpate. Și cu 3 dopuri de ciucaș, 45 de gropi săpate. Și cu 4 plumbi, 49 de gropi săpate. Și un fier mai ciudat, cred că-i schijă, 50 de gropi săpate. O cheiță de doză, o tablă cu un fel de balamă la capă și o tablă îndoită, 53 de gropi săpate. O tablă îndoită, inelușul de la cheie și un șurub, 56 de gropi. Și cu leul lui Ceaușescu, 57 de gropi săpate. Deci 57 de gropi săpate în 5 ore de căutare. Bine, am mai și filmat, m-am oprit, am filmat, deci acolo m-am pierdut. 50-60, poate în jur de 70 de gropi sapă cineva în 5 ore. Deci am lăsat ăsta la urmă, fiindcă ieri, după ce l-am spălat, l-am curățat și l-am fotografiat, am văzut un detaliu, să vă arăt și vouă. Vedeți? Lănțișorul pare să fie marcat. Ia să facem o poză să vedem ce scrie acolo, la care ceva. Să fie argint? Lucrarea e faină, e finuță. Eu zic că e de pe vremea dacilor, că zarele sunt cu solzi de aia, de la balaurul celților care îl foloseau dacii. Hai că să fac o poză. Sigur, ăsta e brelocul lui Decebal. Îl ținea agățat la nădragi. Uite, vedeți? Solzii balaurului, ăla care urla. Ăla nu era lup, măi. Ăștia nu și i-au dat. Au zis că e lup. Ăla e balaurul celtic. Așa, vedeți? Ăsta e de pe vremea lui Decebalus. Era supozitorul lui Decebalus. Da, deci ați priceput. Vedeți? Ăsta e supozitorul lui Decebalus. Da, a fost o detecție cât de cât. Am găsit lucrul ăsta, deci ăsta mi-a salvat ziua, cum s-ar spune. Da, ce să zic.